Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Astăzi am invitat tot pe Cristina Beșliu, care este astrolog, așa, în ultimul timp cam se ocupă mult de domeniul ăsta. Sunt pasionată și studiez astrologia. Și studiez, da. Mi se pare mai corect spus așa. Da. După nu mă consider astrolog, în fine. După ce am vorbit data trecută despre astrologie, despre destin și liber destin arbitru. Și liber arbitru, acum o să mai atingem și câteva lucruri care nu le-am... Nu am vorbit despre câteva aspecte, dar o să ne concentrăm mai mult asupra deontologiei consultațiilor astrologice. Da. Și o să dăm exemplu și cu horoscopul meu personal și aspecte din horoscopul tău, ca să facem o comparație. Deci, da, mai corect spus este vorba de astrogramă. E corect spus și horoscopul personal, da. Deci astrogramă e mai corectă. Acum, în primul rând, vreau să te întreb ce părere ai despre horoscopul care este prezentat la televizor în fiecare zi, dacă puteam să ne bazăm pe el. Horoscopele acestea de tip zilnic, horoscopul de azi, horoscopul săptămânii, al lunii, al anului. Poate că, la prima vedere, eu ca... care studiez astrologia din punct de vedere al cauzalității și din punct de vedere al esențelor arhetipale pe care le reflectă astrograma, am spune la prima vedere că e ceva superflu. Și într-adevăr, acesta este o abordare a astrologiei la nivel superficial. Nu? Deschidem televizorul să aflăm și noi ce o să facem astăzi. Din această cauză, astrologia chiar a devenit un fel de amuzament. Chiar și eu personal, pe vremea când nu studiam astrologia, deschideam și eu horoscopul, citeam mai mult de amuzament. Da. Dar nu aceasta este scopul mai profund rând, al astrologiei. În primul rând, sunt numai 12 tipuri de oameni care, deci, într-o zodie, fiecare poate să difere, nu toți sunt la fel în aceeași zodie. Aplicând o minimă logică, nu? Da. Dacă zice la horoscop scopul zilnic, caz berbecii, nu știu, vor primi o veste bună. Înseamnă că vreun miliard de oameni ar trebui să... Nu știu câți oameni de pe lumea. Care sunt zodia aia. Da, ne așteptăm să primească toți berbecii, nu știu ce veste bună. De. Nu se pune problema așa. Totuși, gândindu-mă de ce are un așa mare succes genul acesta de abordare astrologică, s-ar putea ca unul dintre răspunsuri să fie există o necesitate, și probabil că acesta este și un adevăr de tip parțial, că există o necesitate a oamenilor de a afla și de a afla din exteriorul lor ceea ce se petrece cu propria viață. Acum, fiecare zodie, fiecare persoană din zodia respectivă are caracteristici comune, dar sigur, nu toate. Sigur, da. Dar există momente din viața fiecăruia dintre noi când, într-adevăr, intrăm într-o anumită criză psihologică și, putem spune, chiar criză de identitate, când avem nevoie de un ajutor din exterior. Dar, totuși, în viața de zi cu zi, n-ar trebui și nu este necesar și nu este bine să ne bazăm pe previziunile pe care le auzim deschizând internetul sau televizorul. Pentru că nu ne ajută cu nimic. Și o să aflăm astăzi cu ce ne poate ajuta astrologia. Și cu ce ne poate ajuta o consultație astrologică, pentru că despre asta vom vorbi. Asta este în funcție de întrebările pe care ni le punem. Ce mă interesează pe mine personal? Dacă mă interesează bunăstarea materială, pot apela la o consultație astrologică să aflu dacă, bine, bunăstarea materială noi o reducem la bani, da? Bunăstarea materială chiar este și scrisă în horoscoape, chiar așa are și titlul, nu? Bani.
titlurile din horoscope sunt așa, pe planul carierei, nu, pe planul relațional, dragoste și bani. Bunăstarea materială, noi am redus-o doar la bani. Dacă ne interesează doar acest aspect, acest aspect îl vom afla dintr-o consultație astrologică. Dacă mă interesează să știu cum îmi va fi în dragoste, dacă să mă mărit sau să nu mă mărit, astrologia ne poate răspunde la aceste întrebări. Dar dacă în același, nu în același timp, dacă mă interesează pe mine care este drumul meu în viață și am vorbit data trecută despre menire, dacă mă interesează menirea sufletului meu, putem afla și aceasta din astrogramă. Dar uite, te-am rugat să-mi faci o astrogramă personală. Da, și da, pe care m-am adus aici. Aici mă uit, nu știu, ca la felul 3. Da. Sau ca muța în calendar, cum să spun, pentru da. Că nu înțeleg mai nimic. Și am înțeles de la tine că la fiecare oră se schimbă acest aspect. Se schimbă doar ascendentul. Numai ascendentul se schimbă? Da, dacă se schimbă ora. Da. Da, da. A, deci aici este ascendent. Din două în două ore se modifică ascendentul. Deci să arăt și eu cum arată. Da. Cred că toată lumea știe. Nu toată. Este foarte populară astrologia, mai ales cu internetul. Dacă ne interesează să aflăm ce este astrologia, putem afla la două clicuri distanță, nu? Da, dar ca să explicăm pentru cei care nu știu. Aceasta, da, este o astrogramă, se numește aceasta, și reprezintă harta cerului în momentul în care v-ați născut dumneavoastră. Vedeți că avem aici datele dumneavoastră de naștere, nu se fac publice datele de naștere, și dacă vorbim de deontologia consultațiilor astrologice, am fost solicitată de multe ori să mă uit pe hărțile astrologice ale cunoscuților, ale copiilor, ale iubitului. În principiu, dacă e vorba să respectăm deontologia profesională de tip astrologic, nu ne putem permite să ne uităm pe harta și să consultăm harta astrologică a unei alte persoane fără ca acea persoană să știe. Da, dar dacă este minor, dacă este fapt, copil, dacă este... Da. Pentru că răspunde cineva de el, nu? Este interesat să afli. Da, acum depinde ce ne interesează să aflăm de pe harta copilului. Da, o persoană majoră sau să... Dar când e vorba de cineva care... o persoană majoră, da, în primul rând trebuie să avem acceptul acelei persoane, pentru că aceasta este de fapt o oglindă a sufletului. Este ca și cum aș intra în casa sufletului dumneavoastră. Eu nu permit să mă uit pe gaura cheii, nu? În casa dumneavoastră. Da, da, trebuie să-mi permiteți. Eu sun la ușă ca să intru în casa dumneavoastră, sun la ușă și dumneavoastră îmi deschideți și mă invitați înăuntru. Da? Așa este și atunci când ne uităm pe harta astrologică, pe harta natală a unei persoane, mai întâi trebuie să-i dăm acceptul. Da? Și faptul că pe internet găsim interpretările hărților natale, ale unor vedete, ale unor persoane publice, din punctul meu de vedere, acei astrologi care publică asemenea articole nu respectă deontologia profesională, chiar dacă acele persoane sunt vedete. Da, dacă au cerut acceptul, atunci da, sunt în regulă și au cerut acceptul persoanei ca acele informații să fie date publice, atunci da, și a asumat acea vedetă și a asumat acest rol ca să li se facă publice, și, inclusiv. Și așa o vedetă este sub lupa tuturor și se știu multe despre ele. Așa că o astrogramă nu diferă cu mult de ceea ce fac ele. Da. Important este și atitudinea pe care o are astrologul atunci când se uită pe o hartă, nu? Dumneavoastră vă uitați și ziceți, păi nu înțeleg nimic, da, dar cei care cunosc simbolurile, da, aici este o adevărată lume, este chiar lumea sufletului dumneavoastră. Dacă eu intru în rezonanță, în profunzime
de la un anumit nivel în sus, care depășește mentalul nostru obișnuit, eu pot chiar să intru în rezonanță cu sufletul dumneavoastră, chiar cu menirea dumneavoastră, dar aceasta, bineînțeles, că este un nivel destul de înalt al interpretării din punct de vedere astrologic. Dar, din punct de vedere obișnuit, da, ne uităm pe harta unei persoane și începem să spunem. Păi vedem soarele într-o anumită zodie, Mercur într-o anumită zodie și putem caracteriza acea persoană în funcție de poziția planetelor în zodii, de exemplu. Să spun câteva cuvinte de bun. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, da, mă uit aici pe hartă și ce observ? Aveți câteva aspecte și mai ales soarele, că când e vorba de poziția soarelui în zodia în care ne-am născut este cea mai importantă. Deci soarele este planeta cea mai importantă, deoarece reprezintă sufletul nostru, voința noastră și ceea ce ține de conștientul nostru. Da? Și ce este important la soare? Adică dacă faptul te naști ziua sau dacă te naști noaptea? Are și aceasta un alt gen de importanță, dar vorbim acum de soare. Aveți câteva aspecte în zodia balanței. Deduc de aici că în viața dumneavoastră importantă este armonia. Echilibrul. Da? Este important pentru sufletul dumneavoastră să păstrați armonia în relațiile cu ceilalți, în relația cu mediul înconjurător, în relația cu ceea ce faceți zilnic. Dar dacă respectați sau nu această armonie, ține de liberul dumneavoastră arbitru. Înțelegeți? Da. Deci, dacă vă puneți întrebarea, eu sunt armonios sau nu sunt armonios? Dar dacă te naști cu semnul ăsta a echilibrului, de ce ar trebui să nu fii echilibrat? Puteți alege să nu fiți în concordanță cu propriul dumneavoastră suflet spuneam în emisiunea trecută că avem un destin și trebuie să urmăm destinul ăsta și liberul arbitru l-ai numai atunci Este liberul piatră. Nostru arbitru dacă ne urmăm chemarea sufletului nostru. Ca să fie mai clar, pentru că acest aspect l-am studiat mai bine, o să vă dau chiar propriul meu exemplu. Pe vremea când încă nu știam aproape nimic despre astrologie, am comandat și eu prin poștă o astrogramă și am început să citesc. Și la început scria foarte frumos, am să exemplific doar cu un anumit exemplu pe care l-am dat și data trecută, având mai multe planete în zodia săgetătorului, scrie acolo că eu sunt cinstită și respect întotdeauna adevărul și sunt sinceră. Foarte frumos! Mai încolo, când fiind vorba de alte aspecte din astrograma mea, acolo scria exact contrariu, că sunt necinstită și că sunt total nesinceră. Mă dați seama că a produs în mine o foarte mare de îndumerire. Până la urmă, eu sunt sinceră și respect adevărul sau nu? Și care este adevărul acum? Mi-a luat câțiva ani ca să studiez. Depinde cine face astrograma? Nu depinde cine face astrograma, nu. Se pune problema așa. Pentru sufletul meu este importantă această valoare a sincerității și a adevărului. Dacă eu respect adevărul și sunt sinceră sau nu, aici intervine și liberul meu arbitru. Dacă eu sunt în concordanță cu sufletul meu, atunci voi respecta adevărul. Dar alte aspecte din astrogramă arată că în anumite situații de dezechilibru, pot să nu respect adevărul, pot să fiu foarte mincinoasă și atunci îmi asum această nerespectare a adevărului. În general, nu respecti adevărul când ești la un nivel mai jos. Dacă te-ai ridicat, ai evoluat spiritual, atunci respecti adevărul. Și atunci se schimbă totul în viața ta. Nivelul pe care suntem și liberul nostru arbitru nu știu dacă neapărat se... De fapt, da, există și anumite aspecte care arată, unele persoane au un liber arbitru, să zicem așa, au un liber arbitru mai mare față de alte persoane care au ca sarcină de servici să-și consume karma în această viață. Dar există atât de multe
variabile într-o interpretare astrologică, încât nu putem să spunem că un anumit aspect este bătut în cuie. Până la urmă, cine sunt eu? Chiar dacă să presupunem că aș fi un astrolog faimos, cine îmi dă dreptul să vă spun dumneavoastră că sunteți armonios sau nu sunteți armonios? Pot să vă spun, da, armonia, respectarea armoniei este importantă pentru sufletul dumneavoastră, asta pot să vă spun. Dar nu-mi permit să zic, sunteți o persoană armonioasă sau sunteți dimpotrivă disarmonioasă. Înțelegeți ce înseamnă o interpretare astrologică? Nu putem da verdicte, nu putem lua hotărâri. Multe persoane care sunt dezorientate și sunt în fața unei alegeri, aleg o consultație astrologică și așteaptă de la astrolog să dea el verdictul. Să fac sau să nu fac? Să mă mărit sau să nu mă mărit? Ori astrologul nu este în măsură să-ți spună ce să faci. Da, după cum am spus și exemplu din India secretă. Adică ce alegere să iei? Alegerea este întotdeauna a persoanei care alege. Nu putem pune în cârca unui astrolog propriile alegeri pe care dar le facem trecutul în viața. Este, trecutul este bătut în cuie. A fost. Este același. Nu se poate schimba. Da, trecutul dar, da. Viitorul și se poate trecutul schimba. Ne arată de ce astăzi există o anumită situație în viața noastră. Asta putem să deducem. De ce nu am reușit eu la un examen, de exemplu? De ce sufăr eu în relație? De ce, să zicem, că am un copil bolnav? Asta ne poate spune astrologia. De ce? Și aceasta este un tip de analiză astrologică care ține de astrologia cauzală. Deci există un tip de astrologie descriptivă care ne poate descrie cum suntem noi, da? Și atunci ne uităm la poziția planetelor în zodii. Asta arată calitățile sau mai bine zis însușirile pe care le-am acumulat din punct de vedere karmic în celelalte vieți și nu întâmplător ne-am născut cu planetele în anumite poziții. Deci trecutul putem spune că este bătut în cuie și studierea trecutului ne poate da explicații de ce astăzi mă confrunt cu o anumită, nu știu, anumite probleme. Cu anumite probleme. Da. Da, ce se poate spune ceva despre trecutul meu aici sau nu? Haideți să ne uităm, deci asta vă interesează. Studierea, dacă vrem să aflăm ceva despre trecut sau despre viața anterioară, se studiază casa 12-a. Casa 12-a la dumneavoastră este într-o anumită zodie care îmi spune mie că ați avut anumite preocupări spirituale și v-a interesat o cale spirituală și mai ales cunoașterea adevărului. Și dacă ne uităm la casa corespunzătoare săgetătorului, ne uităm la casa nouă, ce vedem? Vedem că Soarele este chiar în casa noua, în casa spiritualității. Deci în viața aceasta continuați și este foarte important să vă îndreptați către spiritualitate, deci casa noua și zodia săgetătorului ține de cunoaștere. Da? Da, deci de pe care morală, se poate de vedea, religie, se poate vedea lucrul de ăsta, legătura da? Cu Dumnezeu, da, deci se reflectă. Da. Da? Deci deci nu degeaba eu eram interesat de degeaba, copil nu să degeaba. Studiez, să da, deci nu degeaba, mai multe. Asta. Da. Și prin studiul astrogramei vi se confirmă ceea ce ați trăit de-a lungul vieții. Da? Deci astrograma este ca o oglindă a sufletului. Dacă eu am o bubă pe nas, ca să o văd mai bine, mă uit în oglindă, adică mă uit în astrogramă. Da? Cum ați fost și dumneavoastră? Aveți preocupări de ordin spiritual, de dezvoltare personală, de autoperfecționare și uitându-vă în astrogramă, da, se reflectă. Casa 12-a în săgetător și casa a 9-a care este corespunzătoare săgetătorului, este ocupată cu planete. Planetele în case arată niște cerințe, niște sarcini de servici în această viață și se reflectă foarte bine în astrogram. Spune că se mai arată că mi-am schimbat de mai multe ori activitățile. Da, locul de muncă și activitățile, da. Există aici un aspect, este vorba chiar de Uranus de pe casa a șasea, da? Dar Uranus pe casa a șasea, fiecare casă, de exemplu, casa a șasea nu ține doar de muncă și de locul de muncă. Ține și de alimentație, ține și de programul, de rutina noastră zilnică.
Dar dacă tot veni vorba despre sănătate, există aici un aspect foarte interesant la dumneavoastră, Jupiterul pe ascendent, vedeți că este aici Jupiterul pe ascendent, arată că din punct de vedere vital și din punct de vedere de fapt al alcătuirii corpului fizic, nu cred că ați avut foarte mari probleme de sănătate, dar a trebuit, dacă vreți să vă rezolvați o problemă de sănătate, Uranusul aici pe casa a șaptea, mi-am spune că trebuie să apelați la metode netradiționale, neconvenționale. Adică dacă apelați la medicina noastră... Am mai spus că am avut probleme de sănătate. Da? Una, da, majoră, da, care a rezolvat-o prin, așa, prin metode neconvenționale. Da. Uranusul arată faptul că, ca să vă mențineți într-o bună stare de sănătate, trebuie să aplicați metode neconvenționale, netradiționale, adică să nu apelați la medicina obișnuită, să apelați la alte metode revoluționare, ca să spun așa, și de ultimă generație. Da, da, ceva ce se mai poate spune. Dacă ne uităm la poziția, m-aș lega tot de poziția soarelui. Deci, sfatul că aveți soarele în balanță arată, cum am spus, că este important echilibrul și armonia. Ce mai arată acest lucru? Că întotdeauna în deciziile pe care le luați trebuie să țineți seama de părerea celorlalți. Se știe că zodia balanței ține de relaționale și de relația cu ceilalți. Nu puteți lua o hotărâre dacă ceilalți sunt cumva împotriva dumneavoastră. Sau puteți să vă asumați și acest rol, dar acest rol îl puteți lua nu neapărat de la nivelul sufletului și mental, da. Muncă de convingere pentru asta. Duceți-o să muncă. Asta, da, e alegerea nevoastră. Aici depinde, sunt atât de mulți factori care depind. Ideea este că atunci când interpretăm o astrogramă, dacă luăm fiecare element în parte, s-ar putea să avem să obținem informații contradictorii. Ca să ajungem la esența unei astrograme, aici trebuie să fim capabili să asamblăm toate aceste elemente la câteva puncte comune. Și aici studiul astrogramei trebuie aprofundat și nu ne putem permite să dăm un verdict doar uitându-ne câteva minute pe o astrogramă. Da? Da. În domeniu, spuneai că se pot face, adică astrograma, poți face astrograma banilor și astrograma caracterului. Este vorba astrograma... de domeniile de viață, da, care ne interesează. Da. Fiecare casă reprezintă un anumit domeniu de viață. De exemplu, ca ți-am dus aminte de casa banilor, casa banilor este legată de casa a doua și vedem că aveți aici o planetă pe casa a doua. Înseamnă că din anumite puncte de vedere trebuie să și lucrați, între ghilimele, și la, așa zis, și bani, dar dacă vorbim de bani, nu vorbim, casa a doua reprezintă valorile pe care le avem, bani, resursele noastre. Mm-hmm. Într-adevăr, și banii reprezintă o resursă, dar când vorbim de resursele noastre, nu ne putem raporta doar la bani. Bunăstarea materială nu ține doar de bani, ci și de proprietățile pe care le avem și se vede aici o instabilitate legată de zona aceasta, dacă tot m-ați întrebat. Acum mai mult nu vă pot spune decât mult, în particular. Dar... Asta așa doar, ca să exemplu. Dar situația este destul de ok la mine. Da. Dar o să luăm o pauză de publicitate și revenim. Am revenit în partea a doua a emisiunii și o să continuăm să studiem astrograma personală. Da, deci cu aprobarea dumneavoastră, da, am rămas la și bani. Și m-a întrebat în pauză dacă am fost mulțumit de banii care am avut. Am zis că atunci când eram copil n-am avut bani, că nu aveam de unde să am. Da, și erați nemulțumit? După
na, nu îmi păsa prea mult. Da, pentru da. Că îmi dădeau părinții când aveam nevoie de ceva. Da. Dar după ce am început să lucrez, am avut tot timpul bani, am avut servici cu plătit bine, așa că nu am avut probleme. Și am fost mulțumit tot timpul. Da, să vedem cum se reflectă acest lucru. Să știți că dacă nu ați fi mulțumit, nu ați fi fost mulțumit cu resursele financiare pe care le aveți, deci ați fi vrut mai mult, casa a doua ar fi fost dezechilibrată. Și nu ați fi avut atât de mulți bani. Deci atunci când avem casa a doua ocupată de planete, este important să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Dacă suntem mulțumiți, întotdeauna este acest dacă, da? Deci dacă respectăm casa care este ocupată cu planete, atunci domeniul respectiv este în regulă. Vă spuneam că v-a ajutat și acest aspect armonios pe care Luna îl face cu planeta Uranus. Da? Deci dacă ați respectat un anumit program, și chiar vreau să vă întreb, la servici respectați toate regulile, toate sarcinile de servici sau aveați și uneori tendința de a nu respecta programul, de a ieși din tipare? Deci respectam sarcinile de serviciu, dar câteodată nu puteam. Aveți și... Câteodată nu puteam. Și deci atunci ce făceați? Ceva. Da, și ce atunci făceați? Ceream ajutor. Da? Da. Bun, deci important este și umilința. Să trecem acum la planeta Mercur, cu da. Aprobarea dumneavoastră. Da. Planeta Mercur exprimă o necesitate de a accepta și de a asimila anumite aspecte și mai ales de a elimina un anumit orgoliu sau o anumită închistare. Da. Mercurul este în casa noua și aceasta reflectă că ați avut un anumit orgoliu de tip spiritual legat de ceea ce cunoșteați la nivel am avut, mental. Da, la început, când am început să studiez și să cunosc anumite lucruri, mă dădea mare, că știu și le spuneam la toată lumea, uite ce știu eu. Da, da. Și aveați cumva o anumită pretenție să fiți ascultat, nu? Să ceilalți da, adică țineam la părerea mea. Țineați la părerea dumneavoastră. Da, deci așa s-a manifestat orgoliu. Ceilalți spuneau că n-au dreptate. Și atunci cum ați trecut de partea cealaltă? Cum ați depășit acest tip de orgoliu al cunoașterii mentale? În general, pe măsură ce evoluezi, îți dai seama că adevărul este relativ, că tot timpul se schimbă și atunci nu mai ții așa de mult la ceea ce știi tu, ci la ceea ce simți tu, la ceea ce trăiești interiorul tău, pentru că asta contează cel mai mult, nu ceea ce cunoști. Deci cunoașterea tot timpul rămâne aceeași, adică poți să o îmbunătățești, dar de multe ori nu este adevărat. Tu spui că este adevărat, dar s-ar putea să nu fie. Deci acest orgoliu s-a manifestat pe domeniul spiritual. Deci s-a manifestat până depășit o anumită prag. Da, conjuncția pe care o aveți între Mercur și Soare arată, când două planete sunt foarte apropiate, noi spunem că suntem în conjuncție, există o necesitate fundamentală ca aceste două planete să conlucreze între ele. Deci, pe de o parte, Mercurul a arătat acest tip de orgoliu al cunoașterii spirituale, dar a venit lumina conștiinței care ține de Soare, care a zis, stai așa, că nu e chiar așa, da? Și probabil că în raport cu ceilalți ați putut să restabiliți echilibrul în acest domeniu și să nu o luați chiar pe panta orgoliului, nu? Că este periculos. Mai ales orgoliul. Așa cum am spus, nu țin la părerea mea neapărat. Ascult pe ceilalți, poate au și ei dreptate. Da. Altceva? Deci legat de ascendent este foarte important. De exemplu, dacă cineva spunea că se naște între două zodii, și atunci nu știi care caracteristici ai. Da, la granița dintre două zodii, acest aspect se numește cuspidă. Da. Este trecerea dintre cele două zodii. Știm că fiecare zodie este patronată de un anumit element sau corespunde, mai bine zis, unui anumit element. În cazul dumneavoastră, zodia Balanței, de exemplu, este în legătură cu elementul aer. Următoarea zodie este în legătură cu elementul apă, corespunzător zodiei Scorpionului. Când ne naștem la granița dintre două zodii,
animale, atunci zicem că suntem pe cuspidă. Iar elementul caracteristic cuspidei nu mai este nici aerul și nici apa, este eterul. Da? Eterul, de care ține eterul? De planurile akașice, pentru că eterul nu ține de nimic material. Este un hiatus. Atunci când avem un hiatus, nu avem nici aerul propriu-zis, nu există nici apa propriu-zisă ca element care se manifestă. Ce trecerea de la un element la altul se face printr-un hiatus, da? Printr-un... Și ce înseamnă atunci când eterul este cel care te... conduce. Aici este important, este importantă, ca să zicem așa, apelarea la voința dumnezească, da? Adică la a lăsa deoparte propria noastră voință, da? Și trebuie să apelăm, ca să zicem așa, la îndrumătorii spirituali care sunt mai sus decât noi. Îngerii... Da. Asta trebuie să o facem tot timpul. Pentru că atunci... Dar mai ales atunci când ne aflăm pe cuspidă. Da. Pentru că atunci este o situație instabilă. Suntem ca o... ca un vas care suntem în derivă și avem nevoie de o îndrumare. Și îndrumarea, bineînțeles că cea mai importantă îndrumare este atunci când, nu, ridicăm ochii spre cer și spunem: Doamne, îndrumă-mă. Da, dacă soarta și noastră este să trecem prin anumite situații și noi ne opunem rezistență. Dumnezeu ne dă tot felul de experiență ca să învățăm, nu? Și noi nu vrem să trecem prin experiența respectivă și atunci suferim. Dar dacă acceptăm experiența, durează mai puțin și dacă o înțelegem, atunci nu se mai repetă. Și trecem la alte experiențe. Da, și trebuie să fim foarte atenți la ce ne raportăm. Cui cerem ajutorul? Păi cui să-i ceri? Ajutorul îl primești tot timpul, dar tu nu știi că îl primești. Chiar dacă noi spunem că deci e ceva rău, vorbim de atenția, tot timpul este un ajutor. Care despre atenția pe care să o acordăm la ceea ce ne vine, la ceea ce se întâmplă în exterior. Da. Ca să înțelegem de ce. Chiar dacă nu înțelegem de ce, dar dacă am înțeles experiența, nu mai repetăm. Și atunci este bine. Da. Haideți să ceva. Trecem și la planeta Venus. Foarte important și acum am observat acest aspect. Asta e legătură cu planeta, dragostea, nu? Nu numai cu dragostea, nu? Cu afectivitatea. Și iubirea, da, în general. Și iubirea în general, cu tot ceea ce este cumva feminin, nu? Când ne gândim la feminitate, ne gândim la ceva frumos, la ceva afectuos, da. Nu? La ceva care caută armonia, care caută echilibrul. Da? Sensibilitatea, da. Când vorbim de sensibilitate, vorbim și de lună, nu doar de Venus. Ce observați aici? Venusul este foarte aproape de mijlocul cerului. Mijlocul cerului care reprezintă chiar destinul și menirea noastră. Deci dacă vorbim de orientarea dumneavoastră spirituală, este al treilea element de pe astrogramă care reflectă această tip de orientare. Deci în momentul nașterii mele Venus era, nu se vedea, dar era sus pe cer, nu? Păi cu instrumente le putem vedea singur. Putem vedea orice planetă de pe cer. Da. Dar vedeți că Venusul este în conjuncție cu mijlocul cerului. Asta înseamnă chiar că atunci când sunteți în rezonanță cu mijlocul cerului sau chiar vă face plăcere să vă îndreptați spre destinul dumneavoastră, spre menire. Planeta Venus, deci, vă ajută ca să vă împliniți menirea. Dar dacă analizăm cu ce calități a venit planeta Venus, aici există anumite probleme, da? Pentru că vedem aici o retrogradație, Venus este într-o poziție nu foarte puternică, da? Deci veniți cu un anumit gen de căutare. De ce nu este puternică? Pentru că este într-o zodie unde Venusul nu se simte foarte bine. Deci nu este suficient de puternică. Venus, de exemplu, este la ea acasă și este în domiciliu, în zodia Balanței. Dar în zodia imediat următoare, care este patronată de Marte, Martele cu Venus, știm că, din anumite puncte de vedere, au oarecare opoziție. Și cu... Da, sunt antagoniste. Una e cu războiul și una e cu iubire. Da, ele sunt antagoniste și atunci există un anumit tip de căutare în...
legat de destinul și de menirea dumneavoastră? Toată viața a fost o căutare până am găsit răspunsul. Da. Dar această căutare a fost, după cum reflectă astrograma, a fost suficient de pasională? Nu v-ați lăsat până ce nu ați găsit răspunsurile? Nu? Pentru că așa arată Venus aici, că este foarte pasională și își dorește foarte mult să caute. Și ați căutat în profunzime, ați găsit răspunsurile în profunzime și nu la nivel superficial. Semnul ăsta ce reprezintă aici? Acela este Pluto și Marte. Ele sunt în conjuncție. Aici ține de Martele ține de capacitatea de a acționa, de a avea curaj. Martele și Pluto ține și de energia de tip sexual, dar aceasta nu o să vorbim despre aceasta direct în particular, dacă vă interesează aceste aspecte. Dar fiind pe casa a șaptea, arată o anumită căutare și un anumit dinamism legat de relații și de relaționarea cu ceilalți. Sunteți uneori drastic, probabil că atunci când o relație nu v-a împlinit din punct de vedere al echilibrului, al armoniei, deci relațiile disarmonioase, sunt convinsă că le-ați dat delete automat din viața dumneavoastră și nu le-ați păstrat. De multe ori au plecat singuri și persoanele respective care au plecat singure. Da. Dar dumneavoastră ați acționat într-un anumit fel în sensul ăsta? Eu am acționat în sensul de a fi la un loc cu cei care sunt asemenea mie. Așa, da. Deci oricum v-ați îndepărtat de persoanele care nu vă aduc armonie în viața dumneavoastră. Dar nu se spune că atunci când ești pe un anumit nivel, atrage anumite persoane. Dacă tu depășești nivelul unii respectiv... Unii sunt și masochisti și rămân în relații, chiar dacă sunt disarmonioase și chiar dacă sunt relații de tip toxic, unii se mențin în... Dar de multe ori, de cel mai multe ori dispar de la sine persoane care nu mai rezonează cu tine. Da. Martele oricum ține de capacitatea noastră de a acționa, de a implica energie foarte mare, de a dezvolta energie într-un anumit domeniu, chiar de a experimenta și v-a plăcut să experimentați tot felul de relații. Adică chiar vă place și dumneavoastră inițiați relațiile. Adică nu așteptați să vină ceilalți către dumneavoastră. Dumneavoastră aveți inițiativa de a intra în relații cu ceilalți și faceți primul pas. Așa nu este. Către... Abordați dumneavoastră, dumneavoastră îi abordați pe ceilalți și nu ceilalți vă abordează pe dumneavoastră ca în principal. Deci, am terminat aici sau să trecem? Nu, nu am terminat. La ce vreți să trecem? Despre ce n-am vorbit până acum? De exemplu, pe aici, văd că nu este... Uitați să ne uităm chiar la casa a treia, care ține de... Casa a treia este corespunzătoare gemenilor și ține de transmiterea informațiilor. Chiar m-am uitat prima oară la casa a treia să văd. Faptul că dumneavoastră țineți emisiuni la televiziune, da? Ține de casa a treia, care este casa transmiterii informațiilor și vedem aici un aspect care se numește Nordul Nord, dar este aici și o lună neagră și aici înseamnă că trebuie să existe niște avertismente legate de informațiile pe care le transmiteți celorlalți, dar faptul că aveți aici nodul nord pe casa a treia, nodul nord arată o anumită direcție pe care trebuie să o urmați. Da? Este unii o numesc destinul nostru, da? Și destinul este legat de casa a treia și de ceea ce faceți dumneavoastră chiar aici, în cadrul emisiunilor. Poate înainte, deci, când eu aveam orgolii mai mare, poate ținea și de asta, că voiam să transmit informații cu forța, poate. Chemarea sufletului și a destinului ține de
nodul nord, dar faptul că vrea să o faceți cu forța, ține de... De luna neagră? Poate ține și de luna neagră, da. Și de anumite greșeli pe care le putem face și trebuie să fiți într-adevăr foarte atent cu informațiile pe care le transmiteți ca să nu fie greșite și să nu fie cumva din instinct, pentru că luna neagră ține de instinctele noastre. Păi eu acum spun așa. Sunt două lucruri contradictorii, nu neapărat contradictorii. Mintea noastră le poate judeca ca fiind contradictorii, dar o interpretare astrologică corectă este atunci când integrăm toate aspectele și le dăm o direcție coerentă. Este vorba de coerența elementelor care uneori pot fi contradictorii. Și aceasta este într-adevăr o adevărată artă să depistăm și să descoperim care este coerența unei astrograme. Eu mă feresc să spun că am dreptate în ceea ce spun. Spun că asta e părerea mea. Este foarte bine să și când iau o informație pe care am citit-o... Până la urmă, fiecare dintre noi avem adevărul nostru. Da, când iau informație citită și nu am experimentat-o, spun că am citit despre asta. Nu știu sigur dacă este așa. Da, este foarte important să respectați adevărul. Da. Respectarea adevărului ține de casa a noua, da? Și iarăși transmiterea adevărului ține de casa a treia, de respectarea acestei case. Deci, interpretarea unei astrograme doar reflectă ceea ce noi deja știm despre noi. Considerați că v-am spus vreo noutate? Cu siguranță nu v-am spus nicio noutate. Nu, mi-ai spus lucruri care știam, dar le-ai văzut și tu. Ele sau se confirmă pe astrogramă. Da. Iar să știți că atunci când nu se confirmă astrograma, atunci înseamnă că s-ar putea ora să nu fie bună. Există două posibilități, sau poate nu neapărat ora, dar unele persoane nu își recunosc astrograma atunci când ele nu sunt în legătură cu propriul suflet și nu ascultă de vocea interioară, pe de o parte, sau, bineînțeles că mai adică există, au făcut o părere mai bună despre situația celor eliberați care și-au depășit influențele astrale, dar ca să putem să depășim influențele astrale, într-adevăr, trebuie să ne situăm pe o treaptă mult superioară ca frecvență de vibrație, astfel încât să putem contracara influențele astrale. Asta spun eu, că atunci ai depășit, într-adevăr, influența destinului, când ai trecut, când ai ajuns la eliberare, când da, dar asta presupune efort, asta presupune muncă de perfecționare, de autoperfecționare, de depășire a defectelor sau a greșelilor, de depășire a karmei pe care am acumulat-o în trecut. Nu putem spune chiar așa, este perfect, suntem deja ființe eliberate. Dar atunci când ai ajuns la eliberare, ai ars karma, nu? Teoretic, da. Teoretic și practic, nu numai. Da, și practic, da. Pentru că ai ieșit de sub influența zodiacului, astrelor, nu? Deci destinul care ți l-ai avut până în momentul respectiv. Nu este așa? Atunci ești liber. Deci dacă ai ieșit, ai ajuns la eliberare, nu ai ieșit de sub influența astrelor, deci și așa nu ești sub influența astrelor, ele îți arată numai destinul, nu te influențează, ne arată, nu? Da, ne arată. Cu influența asta este destul de ambigu, să spunem, influență. Nu este vorba neapărat... Îți arată tot timpul ceea ce poți să faci, nu? Dar s-ar putea să nu se adeverească tot timpul, dacă ai depășit un anumit... Când vorbim de influență, haideți să discutăm următorul aspect. Aici vorbim, noi nu suntem ființe izolate, da? Noi suntem întotdeauna, ne desfășurăm viața și activitatea și ființa noastră există într-un anumit cadru. Da? Când ne uităm într-o hartă astrologică, vorbim de harta astrologică, de cadrul, să zicem așa, ceresc, da? Sideral. Când suntem
Noi nu suntem ființe izolate. Când ne considerăm ființe izolate, atunci suntem în legătură cu propriul nostru ego. Da? Suntem doar noi și noi înșine. Aici putem greși în sensul că suntem pe propriile noastre baterii. Dar noi, de fapt, funcționăm și trăim într-un cadru universal, într-un mediu. Nu suntem ființe izolate, suntem întotdeauna în legătură cu ceilalți, cu ce se întâmplă în jurul nostru. Și când vorbim de influență, da? Cu siguranță orice se petrece în jurul nostru ne influențează. Și noi influențăm ceea ce se petrece în jurul nostru, nu? Da, când spui că noi suntem toți conectați între noi, cum spunea și Apostolul Pavel, spunea așa, că voi sunteți modularele trupului lui Hristos, iar trupul lui Hristos este creația, este Fiul Dumnezeu, creația, nu? Deci noi toți suntem, facem parte din creație și suntem legați prin firii invizibile între noi și interacționăm în funcție de ceea ce facem, primim înapoi. Și ne reflectăm în ceilalți. Așa, exact, reflecția. Ați pus un cuvânt cheie legat de chiar de zodia dumneavoastră, de zodia balanței. Oglindire și reflecție. Este chiar una dintre caracteristicile zodiei balanței. Da? Eu, de exemplu, care sunt scorpion, la mine sunt alte cuvinte chei care caracterizează zodia mea. Da? Deci am vorbit despre Venus, am vorbit despre Marte. Haideți să vorbim și despre Jupiter. Da? Unii o consideră planeta norocului, planeta benefică. Față de Saturn, am vorbit și data trecută, unii consideră planeta Saturn planeta malefică. Da? Nu se pune problema... Este învățătorul, nu? Da, este învățătorul sever care ne pune la punct și atunci când acționează Saturn, să știți că din anumite puncte de vedere este mult mai important să ascultăm și să ne învețe Saturn ceea ce trebuie decât să... Și pe mine m-a învățat ce arată Saturn? M-a învățat multe? Saturnul la dumneavoastră arată faptul că ați muncit serios în celelalte vieți, adică tot ceea ce cunoașteți, tot ceea ce ați obținut, deci a fost ați muncit pentru ele, da? Adică ați depus o anumită activitate, ați fost ca un muncitor din acela care a studiat în detaliu și în amănunțime, iar acum ar trebui să culegeți roadele. Și da? Jupiterul? Jupiterul este chiar pe ascendentul dumneavoastră, este foarte important să respectați adevărul, iarăși este al treilea aspect, da? Poate chiar al patrulea, care arată acest lucru. Și să vorbim un pic și de ascendentul dumneavoastră. Aveți ascendentul în zodia Capricornului. Asta arată că este important pentru dumneavoastră ordinea și organizarea, da? Metoda. Este o zodie de pământ, zodia Capricornului, și iarăși atunci când studiați un anumit domeniu, vă interesează și cum se aplică practic ceea ce studiați. Nu doar să aflați diferite informații și să gândiți la nivel mental cât este de important ceea ce am aflat. Mai avem jumătate de minut. Da, jumătate de minut. Atunci haideți să încheiem chiar cu această concluzie, că tot ceea ce aflăm este important să punem în practică, da? Corespunzător cu ascendentul dumneavoastră, ținând seama de faptul că dumneavoastră coordonați această emisiune și tot ceea ce aflăm să punem în practică și să folosim. Mulțumesc frumos să obținem pentru rezultate. Că mi-ai făcut horoscopul și mi-ai spus lucruri foarte frumoase și de acum te mai aștept, dar, cum spuneai tu, vei o pauză, nu? Da. Dar mulțumim telespectatorilor pentru atenția cu care ne-a urmărit. Le urăm și lor numai bine și să aibă, să-și facă un destin cât mai frumos. La revedere! Mulțumim!